Actele care eu le-am publicat, asta e dosarul de care el are foarte mult frică. Ați văzut că dosarul este din 2004. Unde scriu clar, procurorii români, nu moldovieni, scriu clar că după informația lor, companiile lui Plahotniuc sunt legate cu Victor Bot, care în SUA a primit 10 de ani de pușcărie pentru vânzarea armamentului. Constituirea unei grupări criminale, alt dosar penal, spălări de bani, evaziuni fiscale. El are acolo că Doamne ajută. Pur și simplu asta am înțeles eu că are frică foarte mult de el, că vă dați seama, eu am publicat comisia rugătorii din partea procurorilor români adresat colegilor din Statele Unite. Am o și poate în timpul apropiat să mai publicăm ceva. Problema e că astăzi el nu mai are atât de puternic pe Ponta cu Dragnea, îl protejau, știți cum în România, de dimineață până noaptea. Îl ajutau cu toate mizerile. El îi ajuta la Chișinău cu alegeri prezidențiale, îi îl ajutau în România.